Salutare la toată lumea. Ghiciți unde mergem astăzi? În această zi zorită. Câte 15 grade. Alex merge în tricou. Eu mi-am luat geaca pe mai târziu, că o să fie frig. Dar și eu nu mi-am luat geaca. Astăzi mergem la, nu spunem, doar arătăm. Primul pește pe anul ăsta. Pe 2023. Cred că e cel mai tare moment din viața mea. Eu, și prima dată când merg așa. Eu nu sunt pescar, eu o să fiu cameramanul. Da. Pentru că nu am undițe. Da, că nu ai, dar spune. Aveai undițe. Nu-i pentru mine. Nu e pentru tine pescuitul. Da, e frică. Așa că Dani nu-i cu pescuitul. Ne auzim direct la locul faptei. Locul faptei. La Racova. La Racova. Mergem la Racova. Locul ăla deja a plecat de la pește. Asta e de azi dimineață, de asta. Să sperăm să avem fir întins. Îmi place de Alejandro. Alejandro o dat momeală. Stai să dăm aici un cadru să vadă. Momeala lui Alejandro. O bucățică aici, o bucățică mai încolo. Bă, avem strună cu așa, adică... O bucățică mai încolo. Da, Alejandro, da, momeală, uite, și aici o mai dat. Și ei zici că ai să prinzi Alejandro acum. Da. Cu momeala s-a dat acum la fix. Bă, nu, ce, parcă i-aș bătut în cap. Ce-a zis că să-mi dai strună, așa e. El pleacă. Bă, dacă aici te filmează, tu unde pleci? O pleca cu ghiozdanul complet. Da. Și cu, fii atent, nici... O luat... Nici viermi. O luat viermișorii. Nimic. O a plecat. Strună, așa, plute, tot o luat. Eu stau aici care... Uite unde a aruncat-o. Pe gheață a aruncat. El a venit fix aici, a zis că e locul bun aici. Aveți de asta cu tătul? Hai să nu uităm unde ți-o dus ăștia, în dreapta. Da. Poate acolo e bine. Că dacă e bine acolo, mergem acolo. Tătul este aici. Dă-mi cu așa. De ce nu dă nimeni aici? Nu cred că e bun aici locul, a? Mergem unde dau oamenii ăștia. Ascultă-mă, că nu s-o zic geaba acolo. Au tactică și ei. Care aruncă în apă, pe anul acesta. Dacă cum vrei să... Sparge gheața întâi. Hai că e bun, Alejandro, și mai loc. Locul e bun. De asta era mămărica lui cât deasupra. Trebuie să parte gheața. Velei. Ori să ne mutăm de aici. Nu știu cum facem. Da. Cred că mutăm locul. Da. Mă duc acolo. Acolo mi s-a părut apa deja. Ori mergem în apă curgătoare. Ține-le dacă acolo așa. Ca să văd cât s-o lăs. Cum ajunge el? Sub pilon. Pe unii poate să ajungă, că n-are cum să ajungă. Bă, și să, nu mă așa de să prindă, fii atent. Și mă așa de să prindă. Fără panoramă. Spune fără panoramă. Fără panoramă. Avem 3 ore de stat curate. Acum să prindem. Ți-ai făcut undița? Da? Ți-ai făcut undița? Da. Mai ai de făcut ceva, nu? Ai și tu o undiță de 2 jumate. Mai zic că am căutat-o la casă. Ce, ai dat-o greș? Nu știu dacă ar intra, știi? Intră. S-a rupt? Dacă s-a rupt așa, atât. Dar nu a intrat. Nu a intrat. Păi... Ce naibă, cum o făcea aici? Vârful ăsta de burete era... Bine, de ce a ieșit?
nu trebuia să iasă. Alex, care sunt primele impresii? Trebuia un telescop mai lung. Văd că ai aruncat deja undiță. Da, da. Pune vermișuri. Ce ai pus, boabii? Da. Nu dă niciun semn. Dacă dai mamă legă aici, aici trebuie să rămâi. Pe aici, mă. Mamă legă construi, dacă îi construi asta? Da. Ia să te ții bună. Ai văzut? Da, ți-am dat cu mamălic, bă, știepule. Mai vezi și fanii, am dat-o chiar lângă put. Exact unde trebuie. Dar nu trebuie să te mai miști de acolo. Bag vermișor, că nu merge. Dar pune și boabe și... Nu. Nu mai vermișor. Sau într-un ac? Ai două acei? Un ac am. A, unul. Dacă eu l-am pus boabe, tu pune vermișor și vezi la care trage primul, știi? Bun că nu a avut de aia colorați. Chiar lângă pod. De asta se aud mașinile în continuu, vezi? Deloc nu vreau inutile, deloc. Lasă cu dorat. Locuia morțit, știi? Eu am pus boabe de crap. Nu vedea dacă se izghești pe jos. Dacă nu, mă mut lângă așa, așa e jos, vezi? Da. O vezi, mă sui pe ei, așa e, și dau ei și-au acolo. Sunt sigur că acolo ei sunt. Dar mai întâi să găsesc un loc să mă sui pe așa ei, pe sus. Eu m-aș duc și la oamenii și ei, să văd. N-ar fi rău. Hai, să vezi dacă prind. Și ne mutăm acolo. Ăsta s-a dus până acolo la oameni să întrebe dacă trage. Am găsit un loc. Fai. Toată, pe sus, păi și noi de ce ne-am oprit aici atunci? Mare, mă. În cap și eu, și Alejandro și tu. De ce ne-am oprit aici degeaba? Nu știu. Vine și așa, acum. Du-și ți-a undița. Și mergem acolo, da? Hai să ne mutăm. Nu-i locația bună aici. Nu s-a mișcat deloc cât ai fost plecat. Dar nu ți-o zice că acolo ar fi bine. Unde? Când ați fost? Da, dar ia pe curgătoare de asta, zic. Dar au prins ceva oamenii? Nu. Bă, ia auzi, că n-au prins. Ce? N-au prins oamenii. Da, dar e mai mulit, am. Mergem acolo? Am un pilon, nu leacă încolo, a spus. Dacă avem loc să stăm bine acolo, să... Mergem și acolo. Stai, stai de nu, stăm. Stă ca în fântână. Câte ceasă, mai stăm aici. Mai stăm, nu? Hai 10 minute. Până, da, la fix. La fix mai stăm aici. Încă 14 minute. Uite și era locul mai bun. Alții s-au urcat pe salci și-au dat lângă pilon, fii atent. Mai unul zice că e mai bine, altul zice că e mai rău. Adevărul. Ii să vezi tu? Și să văd, băi, dacă e... Mai stăm până la pizza. Mai stăm puțin, da. Și dacă nu avem nicio speranță, îi mutăm. Și ai văzut loc șală de lângă ei, mai acolo? Pe lângă pilon acolo, am spus. Nu știu că făcut copii și ei pentru câini? Nu. Da. Oh, mâncare, suc. Oh, bravo. Te-ai văzut? Nu. Uite acolo, făcut o cușcă pentru un câini, pentru niște copii. Pentru un ogar de asta. Da cum? Dar și fain a făcut. A pus internet, niște paie. O să vedem când plecăm. E mitică cușcă. Dar nu știu dacă e ceva acolo. Am mutat locul. Am venit direct pe canal. Ei,
E rău că aici te bați soarele, chiar în cameră. Ne-am mutat aici tot, vinul, țuica, rachiu. Ui, ai loc de stat, ca pe bancă, fii atent. Locul e mult mai frumos aici. Și mai bun. Apa curge la bani. Apa curgătoare, nu. Vezi? Apa joacă. Și s-ar putea să aibă mai mult pește față de apa, o te vezi? E mălită. Nu-ți vede din amătru, acolo se vedea. Acolo se vedea până jos, da. Aici e și mai caldă. Unul ne-a părăsit, Alejandru. Da. Unul ți-a cărut odată. Da? Da. Ia, ia. Doar atât odată. Nu, nu ne mutăm de aici, să știi. Ori aici urmă încolo tot aia. Cred că asta e singura captură de pe ziua de azi. Mari, pe care o putem avea. Foarte mari. Mi se pare că nu pot. Să chinui să o scoate. Da. Scăpa din ea. E râbuza. E râbuza, da. Și am zis, trage mai încet, că râbuza la crapă. A, râbuza am. Zi tu, Alex, să nu mai îi spun așa. Avem ore de când suntem țintuiți aici. Nici nu mișcate. 6 carași au scăpat ale. Nu știu, e bataie de la mami. Nu ne pierdem speranța. Ne-am pierdut tot. Când mâine răva din lume, nu te zi niște. Bă, dar cum se pune o viermie? Sunt destul de dezamăgit de experiența noastră pescărească pe ziua de azi. Viermișorii nefolosiți, boabele nefolosite. Unița asta în apă de două ore. Merge, să-l chem și pe flăcău ăsta-lalt. Ferruccio! Ferruccio, plecăm, Ferruccio! Plecăm, că n-am prins nimic. Ar fi mai bine pentru toți. Ar fi mai bine și pentru noi și pentru toți oamenii care ți-ai să plecăm. Întâmplat. Vezi, acum un an am montat-o tot așa. Până da. După un an, tot așa o muntez la loc. Oameni buni, nu-i dimineața la pește. Încă nu-i perioada dimineața la pește. Concluzionând noi episodul de azi. Și părerea. Hai, Ferruccio! Despre ziua asta, care am fost noi la pește și părerea am despre ziua. Și părerea ai tu, că eu am spus părerea de ea. Părerea mea e felul următor. Nu știu, da? Ar trebui să ne apucăm de treabă să lăsăm la pește. Eu nu o să trebuie. Știi până unde... Da, așa, acolo unde am dat mama lege. Dar nu m-ai dat degeaba. Da, da. Ce părere ai tu despre ziua de astăzi? A fost o zi foarte productivă. Fără cuvinte. Și cu cuveli cântă. Și el e râde de noi. Fără cuvinte. Uite așa? O să o desfaci și la anul pe timpul acesta. Ia, fă o lansare. Poate dai mă mămălic în cap. Fă o lansare. Ai văzut? Păc, păc. E pește așa. E pește, dă-i Alejandru. Dă-i că e pește. Dar ce faci cu viermii?
Apă se păstrează, Dani, că-i frigă, frate. Da, e în apă. Da, și mai vii la pește de vreme. Cum să nu? Când mai vin? Nu mai vin la pește, eu nu mai vin la pește. Eu nu singur la pește. Dar stai pe malul apii degeaba. Dă-i în apă, Leon. Boabile. Boabile nu, că boabile sunt bune. Ai aruncat apa din ele. N-am aruncat-o toată. Nu mai țin. Ba da. Strică. Bă, n-ar... Asta-i ca să înnoate și ei. Asta să facem într-o zi un experiment cu ei. Ar trebui. Până încă, n-ai curat să mănânci un pământ și ei. Dă-că mănânc eu. Am dat 10 lei, Dani. Nu le arunca. Nu le arunca. Oameni strângători. Hai să mergem, să ne îndreptăm spre mașină. Alejandro, da. Ai uitat găleata cu pește. Ar trebui să ne lăsăm. Încă nu este vremea de mers la pește. Dar n-a fost singuri, că mai erau oameni, ai văzut? N-au prins niciunul nimic. Oare chiar au avut dreptate asta când se vede sunt mari. Oare dacă te duci, te duci într-o tavă din asta, știi? Te dai pe mamă până încolo pe ea. Oare se întâmplă? Bă, dar pe acolo mi-ți aleagă. Așa că... Am prins atât de mult pește de... și eu m-am jocat singur. Azi a fost, da, ziua carasului a fost, da, astăzi. Foarte mult am prins. Ne întoarcem bucuroși acasă. Vesele. Ăsta o să fie sfârșitul episodului de astăzi. Mă ne urmează altul. Noi v-am salutat. Noi v-am salutat. Salutare la toată lumea. Și pe data viitoare la un nou episod. Daniel, Munțu și Alex. Ha, salutare. La revedere. La revedere.